Până în luna aprilie, la Casa Memorială George Topârceanu din Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, doritorii pot viziona o serie de dedicații pe care poetul rapsodiilor le-a primit în dar, împreună cu cărțile de la personalități ale culturii. Nume mari ale literaturii apar pe diverse volume aflate în patrimoniul Muzeului Municipal din Câmpul Lung. Dedicațiile sunt pline de afecțiune, dragoste, admirație și prietenie. Printre personalitățile care i-au dăruit din cărțile lor cu autograf poetului, se numără Mihail Sadoveanu, Constantin Chirițescu, Ion Pilat, George Lesnea, Demostene Botez, Hortensia Papadat Bengescu și Panaiti Strati. Expoziția cuprinde volume de poezie și de proză din colecția de literatură a Muzeului Municipal Câmpul Lung, cărți ce au fost oferite poetului de către prietenii săi. Dragostea, aprecierea și respectul pe care l-a avut din partea colegilor de breaslă se regăsesc în dedicațiile primate la cărțile aflate în expoziție, în paginile cărora au rămas nume de prin raft din literatura noastră, cum ar fi Mihail Sadoveanu, Demostene Botez, Ion Botez, Ion Pilat, Lucian Blaga, Constantin Chirițescu, Hortensia Papadat Bengescu și mulți alții. Poetul a avut mulți prieteni. A fost iubit de toți cei care l-au cunoscut ca om și a fost apreciat de toți cei care au cunoscut creația poetică. Doar răsfoind aceste cărți pe care poetul le-a primit în dar de la prietenii săi, ne dăm seama cât de iubit și de apreciat a fost. Liant între personalități, dedicațiile caută să sublinieze locul pe care poetul, pe care dedicatul, cât și cel căruia îi sunt dedicate, îl ocupă în viața celuilalt, descoperindu-se astfel o întreagă gamă de sentimente, în marea lor majoritate, plină de afecțiune, prietenie și dragoste. Vă invităm să vizitați această expoziție, începând de marți până duminică, între orele 9 și 17. În acest fel, aveți posibilitatea de a petrece câteva momente de neuitat în casa în care a locuit poetul George Topârceanu vreme de 8 ani și de a citi dedicațiile pe care acesta le-a primit în dar.